Trage aer în piept, ia un loc. Lângă mine te aștept, ia un loc. Și un timp de răgaz ține-n loc. Goana zile de azi. Ai un loc în lumea mea. Care trăim. Ai un loc în lumea mea. Vreau un loc în lumea ta. Ai un loc în lumea mea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele de nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri,
Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să dăm la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați-le Domnul că este bun, că înviat este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că înviat este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că înviat este mila Lui. Să zică dar toți ce se tem de Domnul că este bun, că înviat este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins să ca și Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreptatea Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar porții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății și intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, dreptii vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și-ai fost mie spre ispăvire. Piatra pe care n-au băgat în seamă păzitorii aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim între ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată v-am pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda că m-ai auzit și poți mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că viața este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ție. Yeah.
săi, Ionel și Anilat, totdeauna spre bine să o plinească, ca un milostiv să ne dăruiască sănătate și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în noi, din toate cazuri, mânia, primejdia și nevoia, fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Amen.
în Dumnezeu, ca cea adevărat vă spun vouă, că cel care va zice muntele acestuia, ridică-te și aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice el, se va împlini. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți, când vă rugați să credeți, că le veți și lua. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, Cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre, căci dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru, Cel din ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Din tot cugetul nostru să zicem, Doamne, a tot Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru rogul lui Dumnezeu Ionel și Angela, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Și cu cutremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îndeșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi, Ionel și Angela, care sărbătoresc nunta de aur și care astăzi cad înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aduc doxologie cu milință, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi, și ca o milostiv plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor, cu deadinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Caută-mi cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită, să fie întru tot bunule stăpâne această rugăciune de mulțumirea noastră, înaintea slavei tale trimite totdeauna, ca un îndurat robilor tăi, Ionel și Angela, mila ta cea bogată și îndurările tale, și izbăvește pe robii tăi de toate meșteciunile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei, pe toată familia lor, rugăm-ne ție, Dumnezeule, auzi-ne și miluiește pe robii tăi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă cădem cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebni și cu milință aducem mulțumire bunătății tale pentru binefacele ce au fost asupra robilor tăi, Ionel și Angela, care sărbătoresc nunta de aur. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși cădem înaintea ta, mulțumim și rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, a li se împlini toată cererea, așa și de acum înainte, învrednicește a spori în sănătate, în dreapta credință, în dragostea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toată familia lor. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăvindu-le pace și liniște. Ne învrednicește totdeauna a greșii, a cântație și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului Bun de Viață, Făcătorului tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatăl și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vești la mii. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. În numele Domnului te rugăm și Părinte, prin viața. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Părinților și pentru toată lăudaților apostoli, ale Sfântului Chiriac, a
cărui pomenire o facem astăzi, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi. Amin. Mulți ani trăiască. Thank you.